Bine v-am găsit la interviurile de Genius. Sunt Valvălcu, discut cu Claudiu Octavian Ceti, președintele Consiliului de Administrație al companiilor municipale, dar în sectorul 5. De asta am avut o ezitare, nu? Municipiul București, da, într-adevăr, 6 sectoare, companiile de sector sunt tot municipale. Separate, să spunem numite așa, separate, însă legal constituite. Legal constituite, deci ținând cont de deci ce se spune cu municipalitate. De la municipalitate și litigiile care au apărut. Domnul Ceti, v-am invitat, locuiesc în sectorul 5 și v-am invitat pentru că sunt surprins. Nu sunt munți de gunoaie, sunt aranjate, periate, tunse gardurile vii, spațiile verzi, mai vine câte unul și le udă din când în când. Ce se întâmplă? De ce diferența asta? Cum funcționează mecanismul sectorul 5 în zone mai, să spunem așa, bogate? Nu știu, zona 0, sectorul 1, în jurul Palatului Victoria, să spunem, sunt... Și noi avem zona 0 în jurul Palatului Cotroceni, să spunem așa. Nu? Un pic și cu sectorul 6, așa. Nu, când dai o tamponare pe acolo, nu știi unde să te duci să... Cum era pe vremuri, trebuia să te duci fie în militar, fie în centru. Care e situația? În primul rând, mă bucur foarte mult că ați sesizat ca cetățean al sectorului 5, cum și eu am devenit cetățean al sectorului 5, mutându-mă din sectorul 1 în sectorul 5 al municipiului București. Acum, din cauza curând, să spunem așa, din motive personale ca cetățean. Mă bucur că se simte această schimbare la nivelul cetățenilor, mă bucur că se percepe de către populație. Schimbarea nu este întâmplătoare. Schimbarea vine în urma dispozițiilor primarului, actualului primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, și modului de reorganizare a companiilor municipale, dar totodată a reorganizării primăriei sectorului 5. Trebuie să realizăm că toate contractele de delegare, cum sunt ele numite, adică aceste companii municipale, au fost create pentru a beneficia în mod direct aceste contracte de delegare. Și discutăm aici de salubrizare, da? Ținând cont de acest sector al salubrizării sectorului 5 și nu mă refer doar colectarea deșeurilor, dezăpezire și tot ce înseamnă pe raza sectorului, mă refer și la compania Infrastructură S5, da? Care se ocupă de tot ce înseamnă parte de plombări, parcări și mici lucrări de întreținere a drumurilor. Iar AES-ul, vechea companie a municipalității care a fost a municipiului sectorului 5, care a fost resuscitată, să spunem așa, și cu actualul bord de conducere a revenit în normal, pentru că era o companie neagră, să o numim așa, cu multe găuri negre, cu foarte mulți angajați, zero contracte și niște datorii fabuloase, a reușit într-adevăr, cum a zis dumneavoastră, să refacă parcuri, să refacă zone verzi și, bineînțeles... Nu, sincer vorbind, erau lucrări și înainte, nu ne-am acum plâns se lucrează de, integrat. De acum se lucrează integrat. Deci noi, cei care locuim în sectorul 5, n-am simțit, să spunem, nici în sens negativ... În doar în anumite zone. Depinde în ce zonă stați. Gândiți-vă că cele mai mari investiții, să spunem, din acest an sau cele mai mari intervenții făcute la comanda conducerii, din partea conducerii sectorului 5, au venit în zonele, să spunem așa, unde chiar nu s-a intrat aproape, în profunzimea sectorului. Toată lumea poate a văzut bulevardele, care nu sunt ale noastre. Poate toată lumea a văzut anumite zone mari unde, nu știu, circulă autobuzele, marile bulevarde, zonele circulate cu, nu știu cum, centre comerciale, unde cât de cât se făcuse ceva pentru ochii lumii. Acum s-a intrat în profunzimea sectorului, s-a intrat foarte mult în cartiere, și aici mă refer la un lucru integrat. Când se intră efectiv pe o anumită zonă pentru a se lucra, nu se intră doar pe asfaltat, nu se intră doar pe salubrizat, se intră concomitent, se intră integrat cu toate companiile pentru a da o altă viziune, o altă, o să spunem așa, opțiune și toate acestea se reflectă într-un singur, creșterea calității vieții cetățenilor sectorului 5.
De ce am spus aceste lucruri? Pentru că probabil cu această oportunitate și cu această invitație pe care încă o dată vă mulțumesc pentru ea, vom mai face un apel către Primăria Generală și către Primarul General al Municipiului București pentru a finaliza procesul de predare către sectorul 5 a străzilor și a spațiilor verzi care în momentul de față sau pe care le deține municipiul București și ne-am dorit foarte mult să treacă în administrarea sectorului. De ce? Pentru că avem mare nevoie ca aceste spații verzi să fie la același nivel și chiar să fie spații verzi, da, nu părloagă, repet acest cuvânt, deci nu părloagă. Noi suntem dispuși să facem dispoziții prin planul de investiții recomandat de către primarul sectorului 5 Popescu Piedone pentru spații verzi și pentru modernizarea infrastructurii sectorului 5. Știm foarte clar că am fost puțin, așa să spunem, uitați la acest capitol, iar cetățenii trebuie să înțeleagă foarte clar că dacă anumite locuri nu sunt abordate, nu se fac investiții, înseamnă că nu sunt ale noastre. Nu ne este greu să explicăm acest lucru. Este anormal ca dumneavoastră să vedeți că pe partea dreaptă gardurile sunt vopsite, iarba este tăiată, copacii sunt făcuți, trotuarul este asfaltat, coșurile de gunoi sunt curățate, iar pe partea stângă să nu se întâmple nimic, să fim cu acum 20 de ani în urmă. E o problemă cu Primăria Capitalei. Da. Vă dau un exemplu. La Academia Militară, pe Bulevardul Panduri, vreo 4, 5, 6 luni a stat o groapă. Rupei una singură. Deci o astupam eu, luam o roabă de... Nu avem voie să facem asemenea intervenții. Nici dumneavoastră, ca cetățean... Ce pățeam dacă nu facem? Păi, în primul rând, dosar penal, nu avem voie să facem intervenții pe domeniul public fără autorizare. Deci dacă reparam groapa aia, riscam închisoare ca la Beția... Dosar penal? Nu, în dosar penal, nu aveți voie să faceți intervenții pe domeniul public fără autorizație, bineînțeles. Iar noi nu aveam voie ca și companie, da, ținând cont aici vorbim de compania infrastructură, nu avea voie să facă intervenții, vorbim de o groapă, da, puteam să asfaltez sau să reparăm, da, să vorbim în termeni populari. Orice, niște exact, bineînțeles. Plombare se numește, da, o groapă pentru că ea se afla pe un bulevard sau unde pe zone unde circulă RATB-ul, toate aceste zone fiind, bineînțeles, în administrarea 100% a Primăriei Generale. Noi nu avem competențe. Este foarte greu să explicăm cetățenilor, este foarte greu să explicăm tot ce înseamnă, nu neapărat doar cetățenii sectorului 5, totul ce înseamnă municipiul București, când treci prin sectorul 5, nu? Că în drum către un centru comercial, în drum către locul de muncă, în drum către o rudă sau către un prieten și e o groapă, să explici că de fapt groapa nu este a ta, da? Sau strada nu este în administrarea ta sau bulevardul, ci este în administrarea primarului general, iar noi nu putem face intervenții, chiar dacă avem și buget pentru așa ceva, chiar dacă avem și echipe pregătite, pentru că nu avem aprobarea. Dar cu siguranță sperăm, și repet acest cuvânt, sperăm ca acest lucru să se reglementeze și să se urgenteze predarea străzilor și a spațiilor verzi aflat în administrarea municipalității către sectorul 5. Lucrurile nu sunt atât de simple. Dumneavoastră îmi spuneți că de la începutul anului, să zicem, exista posibilitatea să întrețineți spațiile verzi, să reparați unele bulevarde, să intrăm imediat și în problema deratizării și a dezinfecției. Și nu s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că Primăria Generală, care susține că n-are bani, n-are fonduri, n-are buget, n-are, nu știm ce n-are. Nu i-a venit în sprijinul dumnealor. Așa? Deci le-ați propus... Am făcut documente, nu doar le-am propus. Noi existăm la nivelul de documentație. Sigur, mă rog. Și așteptăm ca să se introducă pornea de zi a ședințelor de Consiliu General. Trecerea acestui să numai prin ședință de Consiliu General se poate face deci această eu trecere. Pot să reformulez, să zic, nu s-a vrut ca Bucureștiul să fie curat, asfaltat în această perioadă de 8 luni sunt de la începutul anului. Păi cred că concluzia a tras-o singur și mai mult decât am cred că concluzia o vor trage cetățenii în viitorul apropiat. Noi ne dorim în continuare și vom face toate eforturile necesare ca să treacă Primăria Generală dacă le-ați luat grija unor bulevarde din sectorul 5, a unor părculețe, parcuri? Eu aș spune altcuma problema. Ce ar câștiga să nu le dea? Vedeți, aici este. Singurii care au de pierdut sunt cetățenii.
Noi suntem pregătiți, noi ne-am modificat bugetul, după cum vedem, am avut modificări a bugetului pe 2021, atât, să spunem, primăria, da, să spunem cum e cunoscut, primăria sectorului 5, cât și companiile municipale a sectorului 5. În special ne-am adaptat bugetul de venituri și cheltuieli pentru a reuși să facem investiții și pentru a ne dimensiona în vederea de efectuării de lucrări. Ne-am modificat organigramele, ne-am achiziționat utilaje, deci noi suntem pregătiți să facem așa ceva. Mai trebuie un singur lucru, exact cum ați menționat și dumneavoastră și cum ne-am dorit să apară și în partea cealaltă. Voință, dorință și putință. Păi, iarăși, nu mă întorc că ce spuneți e foarte grav. Deci, cu alte cuvinte, într-un sector care se dorește să facă treabă, S-a putut rezolva să fie buget, să fie personal, să aibă oameni. Omul sfințește locul, știți cum este în cazul de față. Deci, practic, primăria că vine și spune, nu s-a aprobat bugetul, nu ne-am înțeles în Consiliul General, cu PSD-ul, cu Dragnea, cu nu știu. Eu cred că importanța, cum a spus și domnul primar a sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, primordial nu este partidul politic din care faci parte, primordial nu este, coaliția, alianța, înțelegerea, negocierea pe care o ai, cel mai important este cetățeanul. Iar interesul cetățeanului trebuie să primeze. În cazul de față, noi ne-am dorit foarte mult ca toată lumea să conștientizeze acest lucru și să înțeleagă că, până la urmă, București este unul singur. Nu contează că stai în sectorul 5, că stai în sectorul 1, că stai în sectorul 3, în 4, în 6, în 2, important este unul singur. Municipiul București, capitala României. Dacă noi suntem un exemplu de bună practică, cred că acest lucru se poate transpune și la nivelul central, să spunem așa, al unității administrative teritoriale. Noi suntem, sectorul 5 este o subunitate administrativ teritorială. Așa suntem structurați. Primarul general Nicu Șordan, în criza de la sectorul 1, spunea, domne, eu sunt de acord să preiau spitalele de la doamna Clotilde Armand, dar să dea și bugetul. În cazul de față, dumneavoastră, vreți să preluați, să reparați drumuri, să faceți investiții, fără să, adică nu cereți buget, că absolut deloc. Practic Armand trimitea spitalele să ia bani de la Nicușor. În situația de față, chiar dacă primăria sectorului 5 a moștenit o datorie de aproximativ 600 de milioane de lei, doar pe primărie, nu vorbesc de datoriile moștenite în companiile municipale, repet, o datorie de aproximativ 600 de milioane de lei moștenită, da, de la vechea administrație, cheltuieli făcute, noi încă le căutăm, da, nu pot să fac asemenea afirmații, reușim prin a contracta credite și prin a contracta finanțări, indiferent de natura lor, că sunt interne, că sunt externe și accesarea de fonduri europene, pentru a reuși să ne punem în practică tot ce înseamnă dezvoltarea sectorului. Știm foarte bine că nu putem obține finanțări pentru datorii, putem obține finanțări doar pentru dezvoltare și dezvoltarea nu înseamnă doar infrastructură, înseamnă și anveloparea blocurilor, înseamnă și crearea de parcuri, înseamnă și crearea de parcuri de locuri de joacă, înseamnă o dezvoltare a sectorului atât pe orizontală cât și pe verticală. Repet, cu riscul de a deranja, noi avem un singur obiectiv. Iar primarul sectorului 5, nouă, celor care facem parte din echipa dumnealui, ne-a trasat o singură sarcină. Cetățeanul primează. Așa că, probabil că ați observat ședințe, operative dimineața, a ieșit în teren, cetățenii cred că au început să vadă, sau să-i vadă pe toți directorii ieșind din casă, să-i vadă umblând pe stradă, să-i vadă în acțiune, nu stând în birouri și, discutând despre așa spuse strategii de dezvoltare pe hârtie. Discutăm de practică aici, iar abordarea, la fel cum se practică și în companii, abordarea este aceeași, este unitară atât în primărie cât și în companiile sectorului 5. Da, dacă primăria generală în alte sectoare nu se deratizează, nu sunt stârpiți de un notar, șobolanul nu are carte de imobil, se mută. Așa este. A făcut o afirmație foarte interesantă și pe cât este de comică, pe atât este de cinică, să spunem așa. Mai ales că, știți cum e, granița administrativă este doar pe hârtie până la urmă. Noi, pentru că nu ne permitem și legislația nu ne permite, ținând cont că contractul de delegare pentru DDD, deratizare, dezinfecție la nivelul sectorului 5, la nivelul municipiului București, se află dat către companii municipale
aflate în subordinea Consiliului General, da, n-aș dori să le dau numele pentru a nu se interpreta greșit, noi, ca și sector, nu putem face deratizarea, nu putem face dezinsecția, chiar dacă noi suntem pregătiți. Avem utilaje, avem personal, avem echipamente luate, vedem să mai avem câteva sute de atomizoare, adică putem ieși într-o săptămână și am rezolvat tot sectorul, fiecare stradă. Noi nu avem autorizație. Pentru țânțari, pentru căpuși, dăunători în sine, nu neapărat, asta înseamnă parte de dezinsecție. Și pentru, să spunem, partea de combatere a rozătoare, mă rog, șobolan și oare și problemele avute, avem multe sesizări și să nu uităm un singur lucru. Noi în momentul de față desfășurăm programe de vacanță, de unități de învățământ, da, în grădinițe, în școli, nu toți părinții își permit să țină copii acasă, nu au muncă și am desfășurat activități. A trebuit să facem o grămadă de documente și hârtii pentru a veni să deratizeze și să facă o dezinsecție în aceste unități de învățământ, vorbesc în curți, da? Și în zonele limitrofe, împotriva căpușilor, împotriva țânțarilor, pentru că noi nu putem interveni, chiar dacă suntem pregătiți. Acest serviciu nu se află în cadrul companiilor, sau nu putem să-l prestăm în cadrul sau cu companiile sectorului 5, se prestează doar către, să spunem, compania care a primit acest contract de delegare, da, din partea Consiliului General. Iar noi, în cazul de față, nu putem face decât pe un anumit sector cu compania de salubrizare să reușim să strângem tot ce înseamnă deșeuri, să reușim să strângem tot ce înseamnă gunoi, cum este el cunoscut în limbaj popular, să salubrizăm zonele, să intrăm în zone unde, în profunzimea sectorului, unde nu s-a făcut salubrizare de ani de zile, de zeci de ani de zile, da? Cetățenii ne sesizează și acum mă bucur că au observat și ei că se răspunde la aceste sesizări. Noi dăm curs sesizărilor atât prin adresa de mail pe care o avem, sesizarea la rondsector5.ro, cât și direct la compania de salubrizare. Noi lucrăm pe comandă dată de primărie, punctual pe anumite zone care nu au fost salubrizare de zeci de ani, dar repet, zeci de ani, nu vorbesc doar zone cu molos, vorbesc zone nesalubrizare, zone care au pline terenuri, care, ce să vedeți, unde chiar aveau și proprietari, unde stătea gunoiul, se depozita gunoi. Noi am intrat în aceste zone, s-au dat și amenzi, nu vă ascund acest lucru, pentru că până la urmă știți cum este. Eu ca un cetățean onest, la fel ca și dumneavoastră în răperaza sectorului 5, care își plătește taxele, impozitele, care aruncă gunoi unde trebuie sau care are grijă de proprietatea lui, trebuie să avem o altă conduită și, bineînțeles, să-i sancționăm pe cei care au terenuri, au proprietăți și nu au grijă de ele. Automat, eu nu trebuie să plătesc, la fel și dumneavoastră, pentru, eu știu, nenepăsarea altor cetățeni de pe raza sectorului. Noi ne facem treaba, mai mult decât atât, încercăm să echilibrăm atât partea de est, cât și partea de vest a sectorului și partea de sud, pentru că știți bine, la noi este o mică discrepanță între limita cu, eu știu, poate cu Bragadirul sau sunt multe terenuri acolo virane care nu sunt, eu știu, îngrijite. Încercăm cât de cât să aducem sectorul pe aceeași linie și, bineînțeles, să ne organizăm. Era un proiect foarte bun să se dezvolte un cartier, un complex rezidențial, administrativ. A fost blocat, înțeleg, odată cu restul proiectelor blocate sunt la Primăria Generală. Sunt mai multe subiecte. Primăria Sectorului 5, sau mă rog, nu deține terenuri, avem decât terenuri în administrare, nu deținem spații pentru a face astfel de proiecte. Era gândit un astfel de proiect în trecut, Florea City, așa numit. În trecut a existat această idee, să spunem, un proiect care semăna între Star Trek și Star Wars, imposibil de pus în practică. Eu vorbesc făcut de către municipalitatea, creează cadrul legal și creează alibiul, iar privații, într-adevăr, fac investițiile. Vorbind de proiectele, eu știu, făcute de separat, dar două subiecte total separate, vorbind de subiectul de investiții private în cazul de față, ele au fost majoritatea blocate cu ocazia suspendării, să spunem, puzurilor de sector, cum noi, pentru care și puzul sectorului 5. Noi în momentul de față lucrăm pe un puz vechi, hai să-l numim așa, da?
care nu este actualizat și cât de cât ne încercăm să ne desfășurăm activitatea și a nu bloca dezvoltarea sectorului, dar încă o dată ceea ce facem noi, cum cu siguranță se descurcă toate sectoarele, sunt lucruri intermediare. O dezvoltare a Bucureștiului și o bună funcționare administrativă a Bucureștiului nu se face cu improvizații. Se face cu o normalitate, se face cu o direcție și hai să numesc așa, nu cu frâne, sub diverse forme sau diverse îmbrăcări. Nu îmbrăcăm o problemă într-un anumit costum pentru a-i da o altă față. Nu, problema există. Și, păi și ce problemă erau la puzurile astea? Că se așteaptă de... Păi și noi așteptăm să știm ce probleme. Da, da, păi. De... 30 de ani? Cred că această întrebare trebuie să o adresați cu siguranță unei alte persoane cu o funcție de conducere mult mai mare din administrația sectorului, din administrația municipiului București. Face salubrizare, e o metodă să nu le dai de, să oprești furnizarea de materie primă, nu? Materie sau de mâncare pentru rozătoare. Da, unde duceți gunoiul? Din câte înțeleg, nu vom mai avea noi capitala o groapă de gunoi în viitorul apropiat. Da, capitala, într-adevăr, nici astăzi nu are o groapă de gunoi. Noi avem momentul de față, la fel ca și în alte sectoare, un singur contract, să spunem așa, cu o singură groapă de, pentru a depozita deșeurile. Nu pot să-i prezint, este o companie de părat din alt județ, repet, din alt județ, care deține, vrem nu vrem, un fel de monopol. Nu pot să-l numesc monopol pentru că ar fi cumva prea greu. Nu avem alternativă. Asta este realitatea. Este monopol natural, adică odată da, ce nu avem alternativă. Nu de ce s-a ajuns să... aici? Bineînțeles, nu este bine al lui, este un context. Până acum un an de zile mai existau și alte companii, existau două, trei companii unde, să spunem, prestatorul de servicii de salubrizare putea să se ducă cu deșeurile, să le depoziteze în conform legii și în condiții legale, să le depoziteze acolo. Ele au ajuns la o capacitate maximă și s-au închis. Da? Bine, s-au închis pentru că și-au atins capacitatea maximă de depozitare. În momentul de față avem... E ca în dulap, s-au umplut sertarul... Exact. La fel, să pui gândiți-vă că acum, da, un întreg oraș, de fapt o capitală, duce gunoi într-un singur loc, În loc această groapă să fie destinată pentru a funcționa sau a putea să depoziteze deșeuri pentru 10 ani, capacitatea a rămas aceea de depozitare, doar că s-a diminuat perioada. În loc să nu mai fie în 10 ani, tot milioane de tone, dar în maxim 2-3 ani de zile, probabil. Întrebarea este... Ce a făcut până acum Primăria Generală pentru a rezolva această problemă, că este problema Bucureștiului, nu este problema doar sectorului 5? Eu vorbesc pentru următorii 5 ani ce vom face, da? Pentru că să știți că anii trec. Sunt estimări care spun 6 luni, nu 2 ani. Știți cum e, știți care e diferența între un pesimist și un optimist, nu? Pesimistul este un om mai bine informat. De fapt, cred că aici este și problema noastră. Noi ne-am dorit să nu suntem acest lucru în 6 luni de zile. Mai mult decât atât, ce a făcut guvernul, ce a făcut Ministerul Mediului, ce a făcut Ministerul Dezvoltării până la urmă, nu? Trebuie să ținem loc această problemă. Nu este doar problema unui sector X sau Y. Nu este problema, nu știu, doar a Bucureștiului. Este o problemă națională, fiind capitala. Este o problemă națională. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă? Care generează 15% din PIB, are 10% din populație, striptic. Ce se va întâmpla? Municipiul București, cu siguranță, se va întâmpla în viitorul apropiat și cu marile reședințe de județ sau cu marile orașe din România. Da? Avem o legislație care nu este actualizată, avem o legislație care se contrazice, avem decizii sau recomandări date de către anumite instituții care se contrazic cu celelalte. Să o luăm pas cu pas. În primul rând ați spus că ați atras atenția că e vorba de alt județ. Păi avem multinaționali în alte țară care generează 50% din PIB. Corect. Vedeți, în legislația din România, conform legislației actuale, nu am voie să duc sau să depozitez deșeu decât pe raza, să spunem, județului sau în caz de fața OAT-ului cu municipiul București de care aparțin. Eu astăzi, nu eu, orice companie din municipiul București duce în alt județ gunoiul. Deci unii, ar trebui, unii poate duc pe județul Prahova, alții poate duc pe județul Giurgiu sau pe Ilfov. Un spațiu în București, nu știu, un parc. Nu există așa ceva. Nu un există. Teren în care unde să-și ducă bucureștenii gunoiul. Conform legii. Conform legii, da. Deci demolate niște case, unde? Vrasul, unde, cartier. Unde vom reuși noi
sau orice primar ar veni, orice administrație, să numesc așa, să identifice un teren cu o capacitate destul de mare pentru a reuși să funcționeze o perioadă destul de timp, da? Eu cel puțin măcar 10 ani. Dar nu este cazul, mă rog. Că e parlamentul, dar da. S-ar putea să știți că public... înainte a fost Comitetul Central sau cum e, nu a fost în altă parte, nu, doar nu, și nu, a fost în, deci am putea demola un cartier și îl face groapă de gunoi, dar problema este prețul. Ca să despăgubești oamenii respectiv, nu? Gunoiul acela ar costa mai scump decât... Păi poate să coste și acum mai scump. Cât timp decât un singur om impune mașină. Prețul pe piață, n-ai de ales. Mâine ne putem aștepta, ținând cont că operatorul respectiv este o companie privată și ea are un singur obiectiv, are un singur obiectiv, nu? Până la urmă, și e și normal, să facă profit, nu? Mâine tona poate să ajungă probabil la 400 de lei. Sunt care este problema? Sunt contracte în derulare, adică aici nu mă aștept neapărat de creșterea prețului, ci de noi ne așteptăm. Situația în sine. Noi ne așteptăm. Când se umple groapa, singura groapă. Sunt două probleme în discuție. Prețul, care se poate majora aproape oricând, da? Pentru că există costuri de exploatare, poate compania respectivă vrea să facă investiții, să se modernizeze și automat aceste costuri trebuie să regăsească undeva. Și cealaltă în subiect, capacitatea. Capacitatea care poate fi atinsă mai repede decât ne așteptam. Iei mașina de gunoi și n-ai voie să pleci cu ea. Deci, mă rog, încalci legea teoretic, și o duci, da. Teoretic, păi, legea e teoretică. Și noi ne lucrăm de practică. Aici este problema. Practic, și a doua era cu legislația. Cu da. Ce vă, că o lege vă obligă și alta vă condamnă. Aici n-am înțeles. Aici este o altă problemă și ne-am dorit foarte mult să apară această armonizare legislativă sau cel puțin actualizare legislativă. Să se permită două lucruri. Să existe companii cu capital privat care ar putea să facă investiții și să deschidă pe anumite terenuri, deprinind condițiile legii de mediu, în mod deosebit, pentru a deschide noi gropi de gunoi, hai să numim așa, da, locuri de stocare a deșeurilor, dar totodată și permiterea sau permisiunea legislativă pentru ca anumite OAT-uri mari sau anumite companii care au delegat sau au primit delegarea contractului de salubrizare să poată să depoziteze deșeurile în zonele respective. Cu siguranță în județele limitrofe municipiului București, dar poate și a județului Ilfov, da, vor au terenurile necesare pentru astfel de investiții, poate sunt primari sau companii care doresc să pună la dispoziție astfel de terenuri pentru a-și diversifica activitatea sau a crea un nou sector de activitate. Pentru că știm foarte bine, din gunoi sau gunoi generează bani. Generează bani foarte mulți. Gândiți-vă ce înseamnă ca și sume de bani să ai pe raza ta teritorială o groapă de gunoi, câți bani se încasează și, bineînțeles, scotă parte din taxe și impozite, acele scote de IGV care revin primăriei. Da, unde lumea se teme se de miros, de poluare. De... Eu cred că o groapă modernă, la standarde europene, nu ar mai putea să ridice semne de întrebare cum o ridică o anumită groapă de foarte apropiată de sectorul 3, să zic așa. Și 1 și 3, depinde în ce zonă. Da, s-a închis. Era ce spun, trecut. Vorbeam ceva în trecut ca să nu se interpreteze. Și atunci a trebuit modificată legislația în Parlament sau prin nou UG, oricum. Ținând cont de modul de legiferare și de putere legislativă pe care o are, dacă este o anumită, anumite legi organice sau speciale, ele pot fi modificate prin hotărâri de guvern, da, sau prin ordonanțe de guvern, iar anumite legi pot fi modificate doar în Parlament. În cazul de față, legislația pe mediu poate apare ca și cu cont al mediului pe viitor și clarificăm situația, poate să fie modificată prin hotărâre de guvern și prin ordonanță de guvern în acest moment. Eu mi-aș dori foarte mult acest lucru să se urgenteze, iar indiferent dacă pe viitor se dorește apariția unui cod al mediului sau o legislație mult mai amplă, să spunem, vis-a-vis de tot ce înseamnă deșeuri, tot ce înseamnă o clarificare a situației, chiar în Parlament, dar cu celeritate. Pentru că știm foarte bine ce se întâmplă când intră o modificare în Parlament, cât timp durează, cât timp durează în comisii, dezbateri, întâlniri, negocieri și vot. Dacă problema noi este situația mai situația atât de dramatică, eu te gândești de ce... Ca anumit factor să conștientizeze pericolul. Astăzi este ok, azi.
peste o lună e posibil să avem o problemă. Eu nu cred că locuitorii sectorului 1, cum am făcut și eu parte, ne-am așteptat vreodată. Eu sunt unul care am locuit de când am venit în București, în sectorul 1, chiar în zona Piaței Victoria, chiar în Piața Victoria, și am rămas, pot să spun, marcat și voi păi toată viața. Când am coborât din bloc și am văzut munți de gunoi, da, munți de gunoi, le repet, sau saci de gunoi depozitați, pentru că am înțeles că se făceau zone de colectare, sau mai mult decât atât, anumite străzi miroseau efectiv a ghenă. Deci am rămas șocat de chestia asta, o spun, indiferent de... E o marcă de parfum franțuzesc. Da, probabil, da, la noi este o marcă de parfum franțuzesc a micului Paris, știți, a da, devenit... Da. Este motiv. O ciudățenie. În acest motiv, chiar unul dintre motivele care au stat la baza mutării mele peste în sectorul 5 a fost creșterea calității vieții. Mi-am dat seama că în momentul de față este mult mai bine să fiți în sectorul 5 pentru că condițiile sunt mult mai bine. Și nu mă refer aici doar la transport, la salvizare, mă refer și la locuri de joacă, parcuri, adică chiar s-a oferit ceva. Uitați-vă bine, când ieșeai, eu cel puțin, până acum câteva luni de zile, când ieșeam din bloc, ce să vă spun, eram foarte atent să nu mă întâlnesc cu vreun vecin, adică un șobolan sau ceva de genul, nu, absolut. Este un lucru, gândiți-vă, în parcul Chiselev să aveți șobolani, anormal. Sunt viețuitoare și ele fac parte din natură, nicio problemă, dar e un ecosistem, dar acest ecosistem trebuie să existe în parcul Chiselev sau în zonele, să spunem așa, foarte circulate. Câini abandonați, câini mai danezi. Noi poate avem, în zona... am avut niște campanii, chiar domnul primar al sectorului 5 a avut niște campanii, într-adevăr, în zona limitrofă, la granița cu Bragadiru și cu Măgurele. Am avut niște campanii vis-a-vis de ce înseamnă animale, care încă, oameni care își creșteau vaci, porci, cai, păsări, număr mai mare. Am avut câteva campanii de genul și domnul primar, într-adevăr, cu ajutorul poliției locale, prin serviciul de poliție animalelor, pentru că avem și așa ceva, am reușit cât de cât să îi motivăm pe oameni și să le recomandăm că locul anumitor microferme, să le numim așa, sau ferme de subsistență, este bine să se desfășoare în zona rurală, nu într-o capitală. Dacă neapărat îți dorești un animal de companie, te poți limita un câine, o pisică, eu știu, o pasăre exotică, un acvariu. Da, rău e când lași câinele pe stradă. Nu, să știți că nu ne mai confruntăm cu această problemă în sectorul 5, dar când se fac intervenții, nu mai mult am fost, cel puțin poliția animalelor a intervenit, știu, această problemă, a intervenit mai mult pentru a salva câini și pisici, da, care aveau proprietari, decât pentru a avea serviciu de ecarisaj, să spunem așa. Oricum, acest serviciu se află la nivelul sectorului, se află la nivelul municipiului București, nu la nivelul noi de sector, noi oferim decât suport și sprijin. Locuri de joacă pentru copii nu care fi dispuși să lase calculatorul, dar uite, am avut și olimpiada, se plâng cei din zona sportivă că n-au bază de selecție, copiii nu au unde să facă sport, nu mai vorbim în orașele mai mici sau în rural, dar nici aici în capitală. Sunt terenul de sport. În spatele blocului a venit parcarea peste fostul teren unde, pe care băteau mingea. Nu prea s-a mai întâmplat. Curtea așa școlii așa. Se închide nu, cu lacăt seara, să nu cumva să bată unul mingea acolo. Să știți că aici s-a întâmplat o schimbare în sectorul 5. Chiar a existat și chiar vă rog să verificați, există o hotărâre a Consiliului Local a sectorului 5 și a fost aprobată de către consilieri. Această propunere a fost ca în perioada vacanței, da, curțile școlilor să fie deschise pentru a se desfășura activități sportive de către copiii din zona respectivă, adică copiii să se joace în curțile școlii. Cu școlilor. Mai mult decât atât, locurile de joacă pe raza sectorului 5 au fost reabilitate, marea majoritate, după cum ați observat, au fost și refăcute noi parcuri, au fost și refăcute noi locuri de joacă. Au apărut noi parcuri și asta lucru vă spun pentru că odată cu ieșirea în teren și odată cu campania, să spunem, desfășurată de către primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, și scoaterea directorilor și a funcționarilor din primărie în teren,
s-au identificat noi locuri, noi locuri care au fost reamenajate, noi locuri care au fost reabilitate, locuri de joacă care sunt în continuare modernizate, bănci schimbate, fântâni refăcute și ușor, ușor, vă dați seama, nu timp se face peste noapte, avem și noi o capacitate de lucru, ușor, ușor să simți că lucrurile se schimbă. Acest lucru nu l-am constatat doar noi prin activitatea și prin, eu știu, numărul de comenzi primite de la primărie, da? Noi lucrăm doar la comandă și având contracte de delegare, vă dați seama, noi companiile nu putem să ne autosesizăm. Primăria ne indică ce lucrări să efectuăm și volumul lor, bineînțeles, având o, să spunem așa, cel puțin în zona infrastructurii sau este compania AES, unde avem de 4, 5 ori sau 6 ori s-a dublat cifra de afaceri, să spunem, a companiilor la infrastructură, ce să vă zic, am reușit să, într-o lună, să avem o cifră de afaceri cât a avut compania în 2020 pe întreg anul. Vă dați seama că activitatea există. De aceea vă spun că lucrurile se fac, lucrurile se întâmplă, iar prin dispozițiile date încercăm cât de cât să reabilităm tot sectorul. Vă dați seama, este un proiect care se desfășoară pe mai multe luni și pe mai mulți ani de zile. Nimic nu se face fără bani. Repet, nimic nu se face fără bani. Dar să țineți să înțeleagă că dacă văd anumite zone, eu știu, neamenajate, nu înseamnă că sunt neapărat ale noastre. Și revin la subiectul la începutul emisiunii. Cu această ocazie, încă o dată facem apel să se urgenteze predarea spațiilor și a infrastructurii avute de către Primăria Generală, către Primăria de Sector 5, pentru a reuși să intre într-o reabilitare. Din ce știți dumneavoastră, alte sectoare au mai propus așa ceva? Știu că discuții au fost, acum nu vreau să... Știu că discuții au fost pentru că problema nemulțumirii este generală, vă dați seama. Este imposibil să poți să... Problema cea mai mare, de fapt, este justificarea în fața cetățeanului. Noi nu avem un bilanț, să spunem, o să fac o paranteză, doar în fața curții de conturi. Avem un bilanț care trebuie să-l prezentăm cetățenilor. Iar cetățenii sunt de acord sau nu cu activitatea noastră o dată la 4 ani sau de câte ori este nevoie. Noi nu putem să le explicăm că, eu știu, reușim să văruim, să vopsim, să tundem și să amenajăm doar ce se află pe stânga și pe dreapta, iar pe centru să lăsăm neamenajat. Noi nu putem să le explicăm cetățenilor că bulevardul X nu este asfaltat sau strada X o asfaltăm, eu știu, pentru că s-a făcut doar o solicitare sau locatarii, asociațiile de proprietari au făcut o solicitare pentru acea zonă. De multe ori și ei ne întreabă, domnule, sectorul 5 mai mulți bani decât Primăria Capitalei? Sectorul 5 nu are mai mulți bani. Sectorul 5 are în momentul de față un plan de dezvoltare. Sectorul 5 are o strategie de dezvoltare. Sectorul 5, cu siguranță, gândiți-vă că sectorul 5 și sectorul 4 sunt sectoarele cu cei mai puțini bani care vin în mod direct, totodată și cu cote primite. Luați în calcul... Sectorul 1, care e cel mai bogat, se plânge că nu îi ajunge. Da, contează foarte mult. Știți cum e? Omul sfințește locul. Revenim la subiectul de bază și, să spunem, o vorbă populară românească. Omul sfințește locul. N-am citit... Iar acest lucru se poate transpune indiferent de locație sau poziție geografică de pe bloc. O să apară critic, bănuiesc, în presa de dreapta. Primarul Piedone a făcut un concert aseară. Nu, primarul Piedone n-a făcut niciun concert. A fost un concert în Parcul Sebastian. În cazul de față, a fost un concert organizat de către Partea Lomilor, unde primăria sectorului 5 a venit alături de, ca și organizator, prin Centrul Cultural, deci măcar primăria. Centrul Cultural. Eu aș... Cu mare drag, nu, noi am venit alături de... Și noi. Indiferent în ce formă, chiar ați putea gândi să mai deschideți și câte un... Chiar vă rog să urmăriți... spațiu cultural, nu doar sportul e important, ci... Bineînțeles. Și sportul minții, mă rog, să nu se gândească lumea la așa, sufletul, hai să zice. O să revenim aici și chiar vă rog să urmăriți și totodată telespectatorii DC News, iar rugați să urmărească, avem un punct pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de pe data de 18, adică peste câteva zile, unde se prezintă programul cultural al sectorului 5. Acolo veți avea chiar un calendar cu activitățile care vor fi desfășurate și finanțate la bugetul local sector 5, cu tot ce înseamnă cultură și sport, pe cele două mari linii de finanțare. Program care este, sau programe care sunt gestionate de către Centrul Cultural Ștefan Iordache, Centrul Cultural de Tineret, să spunem, al sectorului 5.
Deci noi avem program, dar ce înseamnă seara este, a fost, să spunem așa, un coparteneriat, să spunem, sau o coproducție, da, să spunem, da. Încă o dată, tot ce se întâmplă, nu se revin, nu este întâmplător, iar atât primarul în funcția sectorului CIS, cât și Consiliul Local, cât și tot ce înseamnă echipa actuală din sectorul 5, nu doar gustă, dar se și implică în activitățile culturale ale sectorului. Și de la USR au susținut acest parteneriat, acest... Încă o dată, această coproducție nu a fost implicat, Consiliul Local. Dar cât timp a fost vorba despre un eveniment al unei minorități din sectorul 5 conlocuitoare, eu nu cred că cineva s-ar putea opune. Este vorba de cetățenii sectorului 5 și nu numai. Câte blocuri mai sunt de anvelopat? Eu vorbesc de o normalitate, cum ar trebui să se întâmple. Anvelopări, câte blocuri? Acest lucru, într-adevăr, ține foarte mult de către Direcția de Investiții și Dezvoltare din cadrul primăriei sectorului 5. Știu că în pronun de față sunt mai multe loturi care au fost... Nu sunt la companiile municipale, într-adevăr. Ține mai mult, dar sunt loturi date în... Să spunem, mai mult decât atât, loturi de blocuri care au fost și din trecut, să spunem așa, și se doresc închise aceste contracte pentru că, doar dumneavoastră, e imposibil să stai un an, doi, cu schele pe blocuri, iar aceste lucrări să nu se finalizeze. Din câte am discuțiile avute la ședințele operative, directorii din direcția respectivă, Direcția Generală de Achiziții și Investiții, cum se numește ea, direcția care se ocupă de dezvoltarea sectorului 5, mai au făcut intervenții, i-au somat pe constructori. Dacă nu finalizează reuniuni de urgență, știu, aceste anvelopări, să spunem, se vor aplica inclusiv sancțiuni conform contractelor. Nu pot să zic decât Doamne ajută, ținând cont de faptul că Biserica Ortodoxă a sancționat compania care ridică acolo la Catedrala Mântuirii Neamului, a sancționat-o că întârzia lucrările și lucrau frumoși de sărbători și în zilele libere pentru că le-a pus pe masă contractul. Multe contracte sunt moștenite, sunt conumite clauze care nu am putut să facem, să spunem, decât să-i notificăm, pentru că până la urmă este o legislație, iar anumite presiuni făcute... Nu puteți să rupe contracte, uite că la sectorul 1 se întâmplă și vedeți ce bine merg lucrurile. Am văzut ce bine merg lucrurile, dar de aceea m-am și mutat, să știți. Am văzut atât de bine au mers încât a trebuit ca să mă mut. Și cu siguranță și mulți alți cetățeni au făcut acest lucru. Unii s-au întâmplat în sinagog și spune după posibilități. Nu? Care au putut. Bine. Vă mulțumesc și... Vă urez succes! Eu vă mulțumesc de invitație și totodată, oricând suntem prezenți și dacă putem face anumite intervenții, o să vină iarna și o să aveți de lucru, de vedere. În special la răspunsurile privind apa caldă, căldura. Știu, apa caldă și căldura țin de municipalitate, așa că nu vă putem ajuta. Noi decât putem ajuta și mai mult decât atât, am văzut și le mulțumim totodată că pe raza sectorului 5 se fac intervenții majore asupra sistemului de termoficare centralizat la nivel de distribuție, ceea ce vă dați seama sunt cartiere întregi unde nu s-au mai făcut intervenții de poate și de 40 de ani, intervenții majore. Noi decât de mulțumim că s-au gândit să înceapă cu sectorul 5, un sector destul de încercat în această zonă de furnizare a agentului termic. Mulțumesc, la revedere!